americană și device-urile HP se bat pentru clientela cu banii chipzuiți. Au un smartphone și o tabletă pe Android cu specificații medii care nu vor depăși 1000 de lei la raft. Și companiile românești vin la Congresul Mobilității. Antivirusul românesc pentru Android primește azi și un update. Toată lumea lansează aplicații și telefoane mobile, dar foarte puțin se preocupă de securitatea datelor. Lansăm aici o nouă versiune a produsului nostru de securitate pentru Android. Mai mici, mai mari, pe toate diagonalele și pe toate buzunarele, iar săptămâna lansărilor spectaculoase în domeniul mobilității abia începe. Ca să nu ratați niciun gadget nou, urmăriți-ne pe știrile protv.ro, pe aplicațiile mobile, dar și pe rețelele sociale cu hashtag-ul DSILikeITMWC. Vă salutăm din Barcelona, ne revedem la știri și în următoarele ediții I Like IT.